Capitolul 4. Capcana. Minerva încălțase pantofii cu toc înalt și de îndată ce intră în curtea cochetă își îndoi brusc genunchii, afectând un mers împleticit. Casa soților Preda se afla în vatra luminoasă, cartierul de vile. Fusese recent construită, totuși arhitectul, probabil la sugestia pictorului, respectase stilul imobilelor înconjurătoare, cu excepția unei terase circulare ridicată în creștetul clădirii și pe gratile căreia se cățărau trandafiri sălbatici roz. Premiul întâi cu cunună îi trecu prin minte Minervei, pășind pe poteca de piatră. Priveliștea gazonului proaspăt tuns, o perie de catifea verde, o făcu să-și simtă picioarele torturate în pantofii înalți. Avea un chef nebun să-i scoată și să umble așa, desculță prin iarba udă. Doamna Preda, în sutien, short și ochelari de soare, făcea plajă într-un șezlong. O femeie blondă, mai aproape de 50 decât de 40, socoti Minerva, agreabilă, masată, îngrijită și bine conservată, fără ca asta însă s-o facă mai tânără. Pe măsuța portativă de lângă ea se afla o cutie de cold cream și un pahar înalt din care băuse suc de roșii. Citea foarte concentrată Saltimbancii de Mogam, o carte apărută prin anii 30 și ceva, evident în traducerea lui Jules Georgia, și de aceea o observă destul de târziu pe Minerva. Căutați pe cineva? Întrebă surprinsă. Minerva alese cea mai toantă compoziție a picioarelor din arsenalul ei. Genunchii răsuciți, călcâiul stâng proptit perpendicular pe fața exterioară a pantofului drept. În gână. Familia Preda aici ședi? Eu sunt doamna Preda, ce doriți? Pe fața Minervei apăru un zâmbet bovin. Să rumână mamaie. Poftim? Să rumână mamă, soacră, eu sunt. Doamna Preda își scoase ochelarii examinând-o lung. Cântări expert costumul înflorat, pantaloni și tunică, așezat brambura pe trupul slăbănog și în mod evident cumpărat de gata, părul încrețit conștiincios până la piele, trăznind a briliantină, coronița de plastic cu trandafir și, în sfârșit, poșeta roșie de mușama ieftină cu lănțug. Toate trădau un tip și o mentalitate. Femeia își încruntă sprâncenele. Dar cine ești dumneata? Tanța? Păi nu ți-o spus Vasilică? Eu așa știu că a fost vorba. Vin la București, băgăm formele și ne punem pirostriile. Cu popă o înfașe de amul la toamnă când scoate tataia jinu. Doamna Preda nu-și revenea. Ce să faceți? Să ne luăm, eu și cu băietul matale. Care băiet? Vasilică! Contrariată, femeia se ridică, își aprinse o țigare, trase lung și, încercând să-și păstreze calmul, întrebă. O clipă, domnișoară, să ne înțelegem. Cine sunteți dumneavoastră și pe cine căutați? Minerva cârni nasul într-o parte cu un aer ușor ultragiat. Mă cheamă tanța Tudose și el cad pilogodnicul meu, Vasilică Preda. Soția pictorului simți nevoia să se așeze. Logodnică? Dar când v-ați logodit? Să tot fii cam de 3 săptămâni, pidig. Pedig? În față, la Belvedere, unde ține turcul cel chiorchioșcu cu piepsi. Matale, n-ai fost la mari la Olimp? Doamna Preda a rămas o clipă fără glas, apoi, înțelegând brusc că la mijloc trebuie să fie o confuzie, izbucni în hohote de râs. Râdea cu lacrimi, zguduită până la pierderea respirației, spre indignarea legitimă a tanței. Am udijaba tâhâți inima tale, că nici eu nu-ți dăm drum. Am și eu o leacă de zestre, o căsuță de chiatră, mobilă nouă de la Botoșani, că a fost tataie magaziner, trusău, 7 perni de puf de gâscă, 5 perechi de schimburi pentru crivăt, 3 coverturi, o vază de porțelan și 4 trișlaifere cu hiborțcă. Izbutind să-și recapete suflul, doamna Preda își strigă soțul. Sile, ți-a venit logodnica! Și din nou râse. Bașca tripăluboașe pentru curechi! Pictorul a apărut de după colțul casei cu șevaletul în mână. Era un bărbat robust, cu trăsături viguroase. Deși contrariat, păstra expresia jovială pe care Minerva o remarcase în fotografie. Doamna Preda izbuti să articuleze printre sughițuri. Spune-i și lui chestia cu crivatul, horboțiș și porțolanul, e colosală!
Minerva îl cercetă cu coada ochiului. Da-i sta cinei? Logodnicu, Vasilică. Ne, nu-i Vasilică, mataleții așagă. Pus în temă, pictorul izbucni într-o criză de ilaritate, care depășea cu mult previziunile Minervei. Se lăsase pe iarbă, apăsându-și stomacul cu amândouă mâinile. Formidabil! Cine n-o fi făcut-o? Minerva se simți obligată să intervină. Adică ce să vă facă? Ți-a tras clapa cu coană, spuse pictorul gâfâind. Și-a dat al nume. Eu sunt Vasilică Preda. Jură pe sănătate. Jur? Tanța își dădu drumul pe scaunul cu cosmetice, ridicând ochii spre cer. O sândil arșel de sus și n-ar mai duce lingura la gură. Auzi cioflingariu dracului. Pariez că ți-a cerut și bani. 600 pentru veriji, aurul zicea că-l pune el. Ce scroc! Ca să nu mai vorbim de celelalte, numai în suplimenturi și bucățica cea grasă la înținuțânea la arsălile până la Sfântă Marie cea mititică. Că eu, doamnă dragă, îs șef bucătarii, trișuncă de Praga, o omletă de 4 ouă și un termos de cafea neagră dimineața. Își aminti de scrisoare. Cafe braziliană, la prânz avea ulșica lui de borș pusă deoparte, că șoferul de la cantină are n-ar avut când nu-ți dă față să bage mâna până la cot în cazan după bucățelii de carne. Și din cazan cine mănâncă? Ei și, matale, ce să mănânci turiștii? Ca să nu-l spurge pe Vasilică, îi făceam deoparte, deoparte, îi făceam și felul doi. Din banii dumitale? Ei, nați-o, păi lucrez de 12 ani în comerț. Soții Preda se amuzau copios. Pentru a o determina să mai povestească, simulară stupefacția candidă. Și? Atâtea lucruri am învățat și eu. Din 1000 de porții cât ai întoarce capul, ți-am și scos 1200. Nu se poate. Ei, uite că se poate. Cum? Duc cazanul la șisternă. Unde? La robinet. Lasă apa să curgă și în vremea aia asta ajutorul de bucătar tot gustă. Când se strâmbă trântez repejor o mână de lehuștean și 2 pumni de sare. Doamna Preda își consultă soțul din priviri. Sile, cred că anul ăsta mergem la Sinaia. Dușeți-vă, dușeți-vă la Sinaia, lucrează nășica mea. Ia mi-o pus polonicul în mână. E clar, conchise pictorul, stăm în București. Dar cum l-ai cunoscut, domnșoară? Minerva oftă tulburată. Eh, de-am într-o seară făceam borderou. Vasilică stătea la o masă, bea vin de 16:50 și căta la mine ca la un cireș copt. Nu l-am băgat în seamă, că eu, domnule, vara sfată cu minte. Bun, mă întui treaba și dau să ies. Cine credeți dumneavoastră că mă aștepta? Cine? Escrocul, cum fi copățic, așa și pe dincolo, că-i pictor, care mașină, vilă, ce mai mozăpă și de cap. Doamna Preda se întoarse spre bărbată său. Ia ascultă, n-o fi cumva Mirel? Exclus e plecat în Turcia. Mircea? Nu cred să se preteze. Cum arată logodnicul dumitale, domnșoară? Minerva-și căuta cuvintele. Mititel de statură, că i-am și zis domnului, o femeie impozantă, chelbos și ochii ca moara de curechi. Se bătu peste frunte. Stai cam poza la mine. Curios, pictorul îi smulse fotografia din mână. Senzațional! Ei, asta nu mi-aș fi închipuit. Pintilie! Cum zici că-l cheamă? Preda ignoră întrebarea, rămânând cu ochii pierduți peste arbuștii din grădină. Extraordinar! Cum zici că-l cheamă? O fi însura păcatele cu copchii, ha? Femeia își privi soțul. Pictorul se gândea intens la ceva, pocnind din degete. Ceva ce părea să-i amuze. Procesul putea fi lesne urmărit pe fața lui. De la zâmbet concentrat, cu ochi scăpărători, la satisfacția șoltică, de puștină zdrăvan care întinde sfoara unde se va împiedica bunica sau domnișoara de franceză. Dintr-o dată păru foarte tânăr, semănând iar, chestiune de secunde, cu liceanul din ultima bancă de acum câteva decenii. Își țuguie buzele groase. O să mă țină minte. Il faut faire attention, spuse nevastă sa printre dinți, ezitând între divertismentul farsei și repulsia caracteristică unei anumite categorii de femei pentru scandal și încurcături. Repulsia față de acel și-a dat poalele peste cap. El m'amuse, d'accord, mais tout de même. Eu am uși să fac, interveni oportun Minerva, de teamă ca pictorul să nu se desumfle. Trăgea de cordonul poșetei și părea să nu se adreseze nimănui. Frumușăl, parapon, n-am și zice, fără părăluțe și fimiele pădată. Liniștește-te, domnișoară, pictorul se hotărâse.
Ca să fiu sincer, m-ai impresionat. Te văd femeie cinstită, muncitoare și-i păcat să-și bată joc de dumneata un șarlatan ca Pintilie. Pintilie îl cheamă, Ion Pintilie. Minerva, pentru exces de verosimil, riscă. Dacă e un șarlatan, la ce să mai mă mări cu dânsul? M-a alungat ataia cu joarda în jurul casei, dar măcar părăluțele... Asta spun și eu. Ai ceva să-ți noteze adresa? Minerva deschise poșeta, scoase un carnet șerpelit de crucea roșie și își pregăti creionul. Simțea că îi bate inima. Scrie, strada Cerna 11. Basile, sâsâi doamna Preda. Bărbatul îi făcu un semn să-l lase în pace. Minerva își înțepenise degetele, străduindu-se să picteze litere în alfabete. Cerna, asta o știam și eu. Așa, relu pictorul. Dacă nu-l găsești acasă, îl cauți pe regală, cum îi zice Coca acum. Nu știu, făcu nevastă sau ostentativ cu buzele strânse. Domnișoară, întreb pe oricine unde-i hotelul Union lângă Romarta. O stradă îngustă plină cu magazine, ai notat? Deci, regală numărul 9 bis. Domnișoara Marieta Popescu, acolo își face veacul. A, să nu uite, etajul 7. Adăugă amuza după o pauză. Sper să mă pomenească. Minerva își coborâ pleoapele. N-ar fi vrut să-i vadă Preda sau nevastă sa ochii. Câștigase partida. Să trăiești tanța și să dea Dumnezeu să te măriți. Pe o stradă paralelă cu bulevardul, un camion cisternă stropea caldarâmul. În dreptul Minervei, șoferul temperă jetul, ocolind-o. Ba strochește-mă o leacă, bădii, că nu mai pot de chișoare. Ăsta man din chiatra și mă propădi pârjolul ăsta. Șoferul tânăr, amuzat de chestie, dădu drumul unui șuvoi puternic udând-o până la genunchi. Dumnezeule, ce balsam pentru picioarele umflate stâlcite în pantofii cu toc înalt. Apoi Minerva luă un taxi. Capitolul 5. Meci cu trișorii. Omul în gri coborâ la stația Dr. Felix. Făcu câțiva pași, apoi coti la stânga, fără să consulte tăblița indicatoare. Cunoștea cartierul, după cum știa tot Bucureștiul, palmă cu palmă. Ar fi nimerit oricând, indiferent de condiții, în orice punct al orașului. Mergea calm, cu brațele țepene, alunecând orb și fără gânduri pe lângă priveliști cotidiene. Doi pensionari jucând table sub bolta de răcoare a viței de vie, o fetiță cu degetul în nas și fruntea tuflită de geam scrutând strada. Un bătrânel cu o stropitoare verde uda straturile de regina nopții. Globul roșu de sticlă, cocoțat pe tija înaltă, culegea murgul cu luciri blânde. O gospodină în papuci se sprijini de portiță. Nu, madame Lenuța, întâi o potrivești din făină și pe urmă adaugi gălbenușul. Omul se opri în fața unei clădiri fără etaj. Casă de rugăciuni, cultul adventist. Clipi din ochi încercând să se obișnuiască cu întunericul. Atmosfera îi se părea apăsătoare de un straniu căutat. Câteva femei băteau mătăni în fața peretelui central, acoperit cu fotografii religioase. O ușiță strâmtă, în dreapta altarului, se întredeschidea la intervale regulate și cineva cerceta interiorul sălii. Omul în gri se strecură de-a lungul zidurilor. Ajuns lângă ușă, aruncă o privire spinărilor încovoiate, apoi abăsă brusc pe clanță, forțând în același timp cu umărul. Doi haidamaci îi prinseră brațele. Erau prompți și experți, în mod evident dresați și, desigur, plătiți numai pentru treaba asta. Se încordă brusc și cu o mișcare fulgerătoare își petrecu mâinile pe sub subțiorile celor doi, eliberându-se. Fără să le lase timp să se dezmeticească, sări în mijlocul încăperii. Scoase cartea de vizită a lui Matescu și o întinse. A, colonelul, de ce n-ai zis? Poftim! Omul în gri pătrunse escortat de paznici într-un coridor îngust, fără ferestre. Fu izbit de mirosul dulceag care se oprea undeva în cerul gurii. Opiu? Nu se poartă la București, ce o fi? Unul din haidamaci îi indică o ușă capitonată. Acolo! Deschise încet. Se temea de o cursă. Fluieră ușor. Nimerise într-un tripou. Un tripou în inima capitalei. Era o sală de vreo 50 de metri pătrați. 8 mese înconjurate de scaune stăteau aliniate pe două rânduri. La un capăt se afla barul și se părea că oricine se poate servi fără să plătească. Apoi înțelese. O femeie la vreo 40 de ani, cu un șal japonez pe umeri, se apropie ținând în mână un cartuș de jetoane. Avea fața obosită, iar privirea piezișă căuta lăturalnic.
Întrebă scurt, cât? Omul în gri scoase 5 bancnote de 100. Femeia nu-și camuflă licărul de dispreț. Numără banii și spuse fără să-l privească. Nu ajunge, încă 3. Intrare, consumație, din câștig 20% caniotă. Bărbatul rânji și se rezemă de bar aprinzându-și o țigare. Privi jur împrejur. 30 de persoane, grupate la diferite mese, jucau intens. Barbut, ruletă, poker. O lume ciudată, dementă, amalgam social înghesuit în cazinoul pitic și vorace. Privind fețele descompuse, te gândeai fără să vrei la mașini stricate, fără ax, jucării cărora le-ai întors prea mult arcul. Glasuri răgușite de patimă se încrucișau străpungând norii groși de fum. Plus potul, 6-6, full, mai schimbăm 5.000, sec. Mize fantastice, înspăimântătoare, aruncate pe o singură carte, pe o culoare sau pe clipa când zarurile țâșneau din pahar poposind pe postavul verde. Omul în gri își umplu un pahar cu coniac și se apropie de ruletă. O ruletă în miniatură. Puse câteva fise la întâmplare pe negru, pe impar, pe 27. Crupierul, un bărbat oacheș cu o expresie blazată, îl privi lung. Jocurile sunt făcute. Pierdu și ridicând din umeri, trecu mai departe. Jocul, în orice caz, jocul ăsta nu-l interesa. Formidabilă, halucinantă, îi se părea ambianța. Nu-i putea ieși din minte că la 12 pași în stânga sau în dreapta clădirii se plimbă un milițian, că acoperirea casa de rugăciuni, deși oficială, e prea spectaculoasă și totodată prea șubredă pentru a rezista. Greu de înghițit pasiunea bruscă a unor astfel de mutre pentru cultul adventist. Oamenii riscau îngrozitor, desigur, contra unor beneficii grase, dar amănuntul în sine nu schimba nimic. Se gândi că Filipaș trebuie să fie un gen de aventurier dement, specia cea mai periculoasă, orgoliu tâmpit, îndrăzneală fără instinct, patimă fără supapă, un tip care alunecă, fatal alunecă, antrenându-și și partenerii. N-aș merge pe aceeași carte cu el. Traversă încăperea, aparent distrat, aruncând priviri întâmplătoare pe la mese. În colț se afla o ușă. Părea să n-o folosească nimeni. Rămase câteva clipe în expectativă, apoi, pândind un moment de neatenție, o deschise brusc, strecurându-se cu spatele. O scară în spirală ducea spre etajul superior. Urcă treptele de lemn și ajunse într-o odăiță mică, mai mult o anticameră. Prin ușa abia crăpată străbătea un glas. Filipaș, așezat într-un jilț incomod, vorbea la telefon. Avea o figură scobită, cu pielea prea întinsă. Tâmplele și orbitele, în special, făceau impresia unor cavități goale. Lăsă receptorul privindu-l surprins pe omul în gri, care se apropia degajat. Pe cine cauți dumneata? Celălalt continuă să se apropie. Cum îți permiți? Filipaș strângea în mână un cuțit. O lovitură puternică în plină figură îl făcu să-și piardă echilibrul. Nu a avut timp să se redreseze. Omul în gri izbi a doua oară. Unde e Pintilie? După menul lui Spiridon, Dobrescu deduse că Minerva este bine dispusă. Cățelul se regala cu o mascotă cu frișcă pe care nu se îndura să o atace, dând turcoale farfurioarei. În cele din urmă își înfundă botul în prăjitură, clefăind zgomotos. Codița cenușie, tunsă caragios cu un pămătuf la capăt, desena spirale de fericire. Nu vrea să mănânce civilizat și chestia asta mă indispune teribil. Dacă n-are linguriță, opină locotenentul. Văzu pe un scaun în dreptul ferestrei deschise, expuși la soare, pantaloni înflorați din care se mai scurgeau picături de apă. Ați avut de-a face cu pompierii? Minerva își oblojea picioarele umflate. Ochii negri aveau o expresie ștrângărească. Zâmbi. Șoferul de la ICAB n-a fost atent. Sper că i-a mai rămas ceva din mașină. Economisește spiritele, băieța, și stai jos. Țipă alarmată. Nu pe cheie, ops. Ce naiba, nu vezi că e în recreație? Papagalul ieși din colivie și înfipsese ghearele în stofa taburetului. Înspăimântat de tentativa lui Dobrescu, zbură deasupra oglinzii. Scotea țipete sfâșietoare. Se strâmbă Minerva. Are impresia că ai făcut-o în adins. De altfel și eu. Zi, ce-i cu Marieta Popescu? Nimic ieși din comun. Locotenentul reușise să se așeze. 27 de ani, controlor tehnic de calitate la fabrica de confecții București.
căsătorită cu un proiectant bețiv și neserios, dar despărțită în fapt de 5 ani, fără copii. E foarte apreciată la întreprindere, conștiincioasă, liceu seral, lucrează de la 16 ani. Portărea sa blocului, asta le știu pe toate, afirmă că e o femeie serioasă, modestă și rezervată. Și s-a încurcat cu Pintilie nefericită. O compătimesc. Dar apropo, cum ai reușit să fii atât de expeditiv? Nu-i nicio oră de când ți-am telefonat. Dobrescu clătină din cap, plin de semnificații. Eh, parcă apreciază cineva cât alerg și cât mă zbucium. Minerva își ascunse zâmbetul. Ai lucrat bine, băiete, rectifică dintr-o veche reticență pedagogică. Binișor, cum ai de gând să abordezi persoana? Ajunge, Spiridon! Îi smulse farfuria de sub nas, băgând-o în frigider. Te ascult! Locotenentul luă o gură de aer. De obicei, propunerile lui generau cele mai caustice observații din partea Minervei. Plecând de la datele pe care le deține, m-aș opina pentru o atitudine sinceră. Adică? Sunt convins că nu ne va refuza ajutorul. O femeie muncitoare, conștiincioasă. Am reținut caracterizarea șefilor, nu-i cazul să o repeți. Deci, putem avea toată încrederea în ea. Există oameni și convingerea mea este că Marieta Popescu face parte dintre aceștia pe care adevărul îi obligă. Obții mai mult de la ei comportându-te loial decât recurgând la subterfugii. O luași pe panta psihologică. E un versant al unei cozi, băiete. Fata asta îl iubește pe Pintilie. Cel puțin așa mi-nchipui. În orice caz e premisa de la care plec. Relații normale într-un bărbat și o femeie, amândoi tineri. Iar dacă rațional ea nu e de acord cu ceea ce cunoaște reprobabil din conduita lui Pindilie, sufletește rămâne alături de el. Din nefericire, nu adorăm doar îngeri. Ba, printr-o inexplicabilă perversitate a firii, pramatile se bucură de partenerii cei mai devotați. Știu, oamenii sunt dispuși să ne ajute și de cele mai multe ori o fac, dar aici intervine subiectivismul. Femeia va ezita mult, se va hotărâ greu să-și trădeze iubitul. În consecință, trebuie să fii extrem de atent. Cum ziceți dumneavoastră? Dar tu cum zici? Locotenentul mormăi ceva și dădu să iasă. Stai! Îl opri Minerva. În ce tură lucrează femeia? Dobrescu se fâstăci. Am uitat să întreb, dar telefonez imediat. Formidabil! Uite ce înseamnă să te grăbești cu aprecierile. Unde ți-o fi capul? Îmi pun întrebarea asta de 5 ori pe zi. Primul lucru de care trebuia să te interesezi. Se foia agitată pe lângă colivia papagalului și Cheops începu să țipe. Ai feștelit-o, băiete, ai feștelit-o! Minerva râse. Polița pentru chestia cu lingurița pentru cucurigu și celelalte, știi tu care? Locotenentul ieși în stradă năuc. Intervenția lui Cheops fusese prea oportună. Nu reușea să priceapă trucul. Dobrescu se întoarse la minister după 2 ore. Capitanul Macri clasa un tank de adrese. Locotenentul se uită spre biroul Minervei. E aici? N-am văzut-o. Dobrescu oftă și se lăsă greu în fotoliu. Capitanul zâmbi. Cum mai stai cu problemele de algebră? Pardon, locotenentul ridică arătătorul. Exerciții de perspicacitate, intuiție, spirit de observație, bun simț și etc. Nu s-ar putea spune că nu ești un tip ocupat. Mie îmi spui, toată ziua taca, 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 îmi vine să-mi iau lumea în cap. De ce fac aia și nu ai l-altă, de ce e așa și nu al minteri, cască ochii nu gura, nimeni nu-i bine și când e bine, de ce nu-i pe dos? Da, dacă aș avea un elefant alb. Dobrescu se ridică. De ce elefant, domnule, și de ce alb? Ușa se deschise brusc și Minerva apăru în prag. Le aruncă o privire subțire, ca un laser. Macri se înnecă, improviză un pretext și ieși din birou. Locotenentul rămase cu gura căscată, incapabil să spună un cuvânt. Dobrescu puse pe masă o foaie de hârtie, îngăimă. Adresa pe care mi-a dat-o Marieta Popescu, o comună în apropiere de București. Minerva îl măsură încruntată, apoi articulă răspicat. În sfârșit, tovarășe Dobrescu, accentuase apelativul în mod semnificativ, în sfârșit s-au limpezit relațiile dintre noi. Vai de mine! Îngână înspăimântat locotenentul. Pardon, fără familiarisme. Din acest moment, pentru dumneavoastră sunt majorul Minerva Tutovan. Pufni vorbind unei terțe persoane. Taca, 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 un elefant alb. De ce îmi trebuie un elefant alb? Într-o zi am să-mi iau lumea în cap. Ce mă surprinde-i că ați așteptat atât.
Dacă dumneavoastră, tovarășe, nu sunteți de acord cu metodele mele, dacă le considerați greșite și nepedagogice, putea să-mi o declarați cinstit sau să raportați colonelului. Bine, dar, vă rog, nu suntem în prietenie. Dar a fost o glumă, vă dați seama, nici prin cap. Încă o minciună care nu vă onorează. Mi-a rămas suficient discernământ pentru a distinge între adevăr și mistificare. Ce îmi pare rău este că trebuie să ne despărțim în asemenea condiții. Speram într-o variantă mai civilizată. Părăsi încăperea cu pași înțepați. Capitolul 6. Betsy din Chicago caută un văr. Minerva sosi indispusă acasă. Îi trase un șut lui Spiridon, care, găsind deschis frigiderul, gustase nițeluși din toate, apoi intră în baie. Un duș scoțian crâncen, gheață și clocot alternate de vreo 12 ori. Ieși ca un rac, strâns înfășurată în capotul de casă. Gluga albă avea în spate un ciucure lung care se bălângânea ca o pendulă. Bău cafeaua pe îndelete, meditând profund. Din când în când sorbea din cocktailul Minerva 3, suc de roșii, un deget esență de mentă și 50 de grame lichior indian. Înăuntru stoarse două lămâi. Invitat cândva, locotenentul Dobrescu renunțase pentru totdeauna la intenția de a degusta și primele două variante. De altfel, imediat după aceea intrase în concediu medical, o deprimare inexplicabilă. Deschise dulapul, faimosul dulap, o de bara care ocupa tot peretele. Părea stranie înghesuiala aceea fistichie de haine, peruci și pălării, rochii, truse de machiaj, costume și accesorii față de sobrietatea vestimentară invariabilă a maiorului Tutovan. Taior bărbătesc, ghete, ciorap trei sferturi. Te puteai crede în magazia unui teatru și pe undeva impresia nu era cu totul falsă. Fantastica colecție de boarfe reprezenta garderoba profesională a Minervei. Băgă în valiză, urma să se costumeze la minister, niște pantaloni vărgați, largi, un bolero în culoarea dungilor, un fâșiu portocaliu și trusa de machiaj. Trase apoi un sertar alegându-și accesoriile, o pereche de cercei mari, Carmen, actul întâi, aria cu evantaiul, un ceas verde cu o curea lată ca la trapeziști și o brățară argintie care se prindea deasupra cotului. Se dădu un pas înapoi. Cred că voi arăta destul de trăznită. Ce ar avea în plus Betsy? Betsy din Chicago. Știu. Puse mâna pe telefon. Maiorul Dragoman, mai recunoscut, aș avea nevoie de o mașină ceva mai pitoresc. Un Jaguar sau un Ford Mustang. Nu, dragă, cu bulină nu mă avantajează. Poate Indigo, am un ten măsliniu. Aștept acasă, în regulă. A, să nu uit, un număr străin, ceva cu E, mic, Y sau 10 cifre puține. O americancă trăznită care își caută verișorul din România. Sper să fac față. Mersi, ești drăguț, în spate, aruncați niște reviste, un cartuș de Pall Mall, cât mai multe aiureli care să ia ochii. Așa, așa, băiețaș. Ce importanță are că ai 50 de ani, să crești mare. Sonăria de la ușă zbârnâi sonor. Cine naiba o mai fi picat? Un bărbat cu șapcă de comisionar și niște flori în brațe se înclină politicos. Ați greșit, îl repezi Minerva. Parastasul-i vis-a-vis. Domnișoara Tutovan, apartamentul 18. Așa mi-a spus portărea sa. Făcu omul derutat. Luă buchetul, 7 trandafiri mareșal, boboci superbi de un gălbui dulce, înveliți în celofan. De antetul florăriei era prinsă o carte de vizită. Sincere scuze din partea uminului învățăcel, Dobrescu, mereu corijent, dar sincer pocăit. PS. Mama m-a tras de urechi pentru că am fost măgar. Minerva se scărpină în cap, deranjându-și casca strălucitoare. Ia te uită pe zevenghiul! Cine l-o fi învățat șmecheria cu florile? Minerva sosi la pogoarele ca o vijelie. În spatele bolidului argintiu strălucitor și mare cât o casă, câteva babe se închinară. Frână cu scrâșnet ucigător chiar în fața porții. Automobilul tresări ca biciuit, se cambră, apoi se domoli. Gazda, un bărbat între două vârste, ieși intrigat în prag. Hello, boy! Țipă, nu se știe de ce entuziasmată, Minerva. Ura, tovarășa! Replică celălalt, mai auzise de cazuri din astea. Minerva sări zveltă și spectaculoasă din mașină, își scoase ochelarii și mânușile, apoi îl luă familiar de umeri. How do you do? Adică, ce mai faci?
Vorbea stâlcit, românește nu ca cineva care abia învață, ci ca cineva care a vorbit cândva bine, dar a pierdut deprinderea. Medita că o limbă prea cursivă, un debit mult prea variat, ar fi ridicat sprâncenele interlocutorului atent. Românească lui Beții nu trebuia să semene cu cea a unui anglosaxon care umblă cu dicționarul sub braț. Beții n-ar fi întâmpinat în niciun caz dificultățile clasice în pronunțarea îurilor ori ăurilor, iar expresiile uzuale le-ar fi reținut relativ corect. După foarte mulți ani de emigrație, datând încă din copilărie, după cum preconiza personajul, ar fi intervenit însă o ușoară deviere a accentului, anumite kș-uri caracteristice, o sărăcire a vocabularului, eventual traduceri libere din engleză. Sunt bătrână de 30 de ani, de pildă, în loc de am 30 de ani, un sfert de oră până la 5, în loc de 5 fără un sfert, etc. Omul ținti arătătorul spre pieptul ei. United States? Avea trăsături plecute, un chip simpatic cu o privire atentă. Trupul, cândva bine făcut, începuse să cedeze rotunjimilor vârstei. Trăgea din țigară calm și aparent deloc surprins. Oh, yes, Chicago! Ai fost la Chicago, un mic oraș foarte frumos. Al Capone ce mai face dacă îl vezi transmite-i salutări din partea mea? Capone! Minerva râse încântată. He's dead, nu așa, excuse me. A murit, acum alții mai, ha, ha, ha. Își lua o poziție de parcă ar fi tras cu mitraliera dintr-o mașină în mers. Du-du-du-du-du-du! Apoi tare ca o explozie. Bum! Ai înțeles? O privi pieziș. E complet sonată. Înțeles? Vii la mine pentru weekend și vezi. Avion panamerican te duce. All right. Oprești tichet cu telex. Se uită prin prejur. Aici e casa ta? Aha. Reședința mea de vară e la țară, gândi Minerva. Era o construcție rudimentară, ziduri date cu var și un acoperiș, ridicat în mijlocul unei grădini destul de mari. Cunoștea genul, bungalow-ul înșghebat la câțiva kilometri de capitală, tribut al unei mode relativ recente printre bucureșteni și care ți îngăduia să arunci nonșalant amicului epatat. Mă duc la țară pentru câteva zile, mă obosește orașul dacă nu ești ocupat, mi-ar face mare plăcere. Minervei, citadină înrăită, îi se zbârlea pielea numai gândindu-se la perspectiva unei astfel de petreceri. WC-ul după colț în grădină, unde de regulă latră un câine, apă la puț, gâze, furnici și alte chestii dubioase. Trase gazda de cămașă. Ha, ha, Bill, tu ești excentric, ha, ha, tu, Crusoe, văzu barca din spatele casei. Asta e iahtul tău? Își duse degetul la frunte. Nu iaht, crucișător. Oh, yes, înțeleg, Bill. Nu mă cheamă Bill. Nu face nimic, eu când cunosc boi simpatic îi spun Bill. Bill este... Nu reuși să găsească termenul și aducându-și mâinile în față ca la sluj, își îndoi brusc genunchii. Ha, ha, ha! Stai, țea, până mai adam că-mi strigi reputația. Se interesă totuși câinele? No! Pinguinul? No, no, no! Izbucni triumfătoare. Cangura-i meu, I love, adică țin foarte mult la el. Deveni oficială. Tu cine ești? Popescu. Al 500-lea pe care îl cunosc numai de când fac meseria asta. Chiță-i grațios. Eu Beții! Își strânse rămâinile solemn, Minerva zgâlțâindu-l ca mult și arătându-și dinții mari. Îi trase pe neașteptate un pumn în stomac. Omul și-l subse reflex privind o culoare aminte. Aproape că puteai să-i culegi cuvintele de pe buze. E incurabilă, săraca! Prieteni! Minerva râse, dând din cap fericită. Pace și prietenie, dar umblă blând. Ok, Bill! Popescu rămase țintuit locului cu mâinile în buzunare. În fond, pe cine cauți dumneata? Pe John? Care John? Omul păstra o expectativă plină de circumspecție. Privirea cercetătoare deslușa toate amănuntele, evaluând parametrii personali, cântărea, îi căuta mereu ochii. John Pitilie! Aha! Făcu Popescu plin de semnificație. Asistența își îngroșase rândurile prin aportul substanțial al tuturor babelor din comună. Râdeau astupându-și gura. Popescu o pofti înăuntru, încăperea era sumar mobilată. Minerva se așeză într-un șezlong, Popescu pe marginea mesei bălângănindu-și piciorul. Trase din țigară și expiră alungând fumul cu mâna.
Pe Bintilie zici că-l cauți? Oh, yes, verișor al meu din România. N-am crezut niciodată găsit așa greu la el. Ah, se miră omul fals. Văd corul destul de bine românește. Minerva râse flatată. În dreapta se afla încă o încăpere. Nu se auzea nimic, dar privind ușa închisă își dădu seama că cineva intrase de curând acolo. Pentru a se convinge, începu să se plimbe prin odaie. Atingea ca din întâmplare cu un fluturat ușor al degetelor pereții, obiectele ce-i venea la îndemână. Mângâie întreagăt cleanța. Era udă, deci o persoană cu mâinile ude pătrunsese de curând în camera cealaltă. Iar persoana nu putea fi Popescu, socotind că trecuseră cel puțin 20 de minute de când sporovăiau împreună. Cine să fie? Se întrebă Turuin mai departe. Eu născut aici, când ai fost de 6 ani bătrână, ai plecat la Chicago. Stai, madam, să ne înțelegem că n-am ieșit nici la bulgari. Nobil, eu la Chicago. Aha. De atunci n-am văzut John, dar scrie mereu și de la Miami. Se interesă Dulce. Îl mai aștepți mult? Pintilie nu locuiește la mine. Cine te-a trimis aici? Miss Mariet Popescu. Abia atunci făcu corelația. Ha-ha, tu Popescu, ia Popescu, este soțul tău? Aș, bunica! Minerva simulă o criză puternică de râs chiar în dreptul ușii. Își împiedică dintr-o dată cotul în clanță, împiedicând concomitent cu spatele. Ușa se deschise brusc și se trezi în fața unor priviri holbate. Trei bărbați la o masă de poker. Potul li se păru impresionant. Poate câteva mii de lei, tancurile partenerilor se numărau în centimetri. Nu se vedeau decât hârtii albastre. Șteți nebuni? 100 de lei deschiderea? Hello, boys! Se repezi Minerva strângându-le mâna pe rând. Ce vrea asta, Nicule? Întrebă contrariat unul din jucători. Deși foarte tânăr, avea o față bătrână, bolnăvicioasă, boțită. Popescu gesticulă în spatele Minervei, apoi avertiză cu tonul acela caracteristic care anunță intrarea panterelor în arenă. Miss Betsy din Chicago! Descinde direct din Miami, cangurul Bill inteligent și sentimental, este confidentul domniei sale. Are și un tank pe Broadway, verișoara lui Pintilie, deși ăla pare întreg. Se întoarse. John nu stă la mine, dar trebuie să vină dintr-o clipă în alta. Merci, Bill, făcu Minerva fermecată. Tu ești drăguț. Uite așa o ține și am explicat că mă cheamă Popescu. Ok, Bill, poftim. Expresia celorlalți se schimbă. Dintr-o dată amabilă, zâmbet lung, cleios, făcură prezentările. Așadar, Pintilie nu-i printre ei. O întrebare în ceea ce îl privește ar fi fost legitimă, totuși Minerva ezită. E drept, traversase oceanul și Europa ca să-l vadă pe verișorul John. Plecând însă de la datele personajului sugerat, zurlia Beții, prietena unui cangur, o consecvență de intenție prea fermă, întrebări stăruitoare despre Pintilie l-ar fi pus în gardă pe Popescu, prudent măcar din principiu, dacă nu avertiza de instinct. I se părea mai natural ca Beții să afișeze o camaraderie gălăgioasă, sportivă, cu pumni repeziți în coaste, plex și spinare, mai porc de câine, un exotism pitoresc, ținând de alte meridiane sau cel puțin așa cum ni-l imaginăm noi, pentru că am văzut multe filme cu personaje care n-au existat, probabil niciodată. Poate că Beții picată dintr-un cerc de pocăriști, băieți simpatici, s-ar fi ambalat uitând pentru moment că se află la Pogoarele și nu în Arkansas și că cel căruia îi încearcă pectoralii nu e ca oboiul Tom, ci Popescu, escroc din fauna dâmbovițeană. Desfășurându-se, ar fi uitat în consecință și de John și, indiferent de cum ar fi stat lucrurile, o ignorare a intenției primare nu putea decât să facă impresie. E o țignită, dar nu e periculoasă. În această lipsă de insistență, Minerva plagia cumva manevrele cumpărătorului abil care, intrat în dugheana negustorului, nu-și arată preferința pentru obiectul râvnit, ci, ocolindu-l, se ocupă de ceea ce, în orice caz, nu va achiziționa pentru că, la urmă, vag distrat, să se intereseze de marfa vizată. Nu se îndoia o singură clipă că oamenii aceștia știau multe despre Pintilie. De altfel, pokerul realiza o trăsătură de unire între ceea ce își imaginase la locuința cartoforului și ceea ce găsise aici. Se juca tare, argent comptant, evident, și era greu de crezut că
Indivizii se amuzau luându-și banii unii altora. Puteai presupune mai degrabă o combinație frauduloasă a doi sau trei dintre jucători, înțeleși să-l jecmănească pe al patrulea, naiv de prin provincie venit să se distreze în capitală. Trecând în revistă figurile din jurul mesei, Minerva reflectă că inginerul, eternul inginer cu bani venit de pe un șantier din celălalt capăt al țării, trebuie să fie individul din dreapta ei. Avea o expresie caracteristică, plină de sine, un împins al gușii în piept, la fel de caracteristic. Pe degetul mic strălucea o așa zisă șevalieră. Minerva cunoștea inelul, una din afacerile mănoase ale vaporenilor sau ale bijnițarilor intermediari. Aur 8 carate, sursa, bazarurile colorate din Istanbul, turnat subțire cât o foiță de staniol, dar pe un calapod care să sugereze masivul. Un singur amănunt o nedumerea. Cărțile de joc nu erau măsluite. Nu regăsea în arabescurile florale manoperele lui Preda, acele volute prelungite, ramuri imperceptibil deviate sau sfere împlinite. Faptul semnifica fie că în cadrul grupului Popescu metodele de lucru erau altele, ori numai diversificate, fie că Pintilie își rezerva monopolul cărților contrafăcute. Și mai era ceva. Nimeni nu părea cu adevărat surprins de vizita ei. Prezentarea aceea de un grotesc ieftin al lui Popescu li se păruse suficientă. O ingeraseră firesc, fără întrebări suplimentare. Erau pe semne obișnuiți cu astfel de apariții, indivizi niciodată sau foarte rar aceiași, agățați în cine știe ce condiții, aduși aici și curățați de bani. Lipsa de curiozitate manifestată trăda mai mult decât cotidianul, ilustra sistemul. Cineva împărți cărțile, era de la sine înțeles că americanca va juca și Minerva își zise că trebuie să piardă. Instinctiv devii binevoitor față de fraierul care plătește. Jocul evolua înfierbântat, stipulat de o prezență nouă. Inginerul își frământa încântat mâinile. Va avea ce povesti celor de acasă. Plus 10.000, am zis. Uite pe ochii mei, mă jur! Minerva învățase poker pe la 12 ani, într-o vacanță ploioasă petrecută la tanti Caliopi la Lerești, lângă câmpul lung Muscel. Mătușesa Trișa, femeia asta n-a suportat niciodată să piardă altceva în afară de bani, chei, timp și doar din când în când umbrela. Achitarea datoriei consta în trei cucuriguri răsunătoare urlate de pe acoperiș. Din cauza aceasta și numai dintre aceasta, Minerva lupta din răsputeri ca să câștige, urmărind cu ochi de șoim, manoperele lui tanti Caliopi. Plăcerea de a o vedea pe mătușe sa cățărându-se în vârful casei să strige cucurigu, spectacol pasionant urmărit de vecini și găzdoi la ore fixe, era inegalabilă. De fapt, după câteva zile, le vizitase agentul sanitar, care le întrebase cu un tremur ciudat al glasului și fără să intre în casă, dacă nu cumva le poate fi de folos. Jucase mai târziu în facultate, iar ulterior, rar, cu prilejul unor reuniuni întâmplătoare. Fără îndoială însă că la astfel de partide nu asistase niciodată. Se trăgea dement, excrocii forțau, aproape că nu exista mână fără pe 6, pe 9, pe 27, iar inginerul plecând probabil de la premisa că totdeauna câștigă cel care are mai mulți bani, se simțea obligat să participe la toate poturile, solicitând din când în când tururi. Popescu chibița corect, fără intervenții, arborase o mină blajină și zâmbăreață. Copiii se distrează, joacă și ei acolo pe o înghețată. Râdea exagerat la absolut tot ce spunea americanca și se bucura lingușitor ori de câte ori câștiga. Minerva scormoni în geanta imensă de crocodil căutând bricheta. Evident, o găsi greu, dând posibilitatea celorlalți să arunce înăuntru privirile acelea nedelicate, cărora foarte puțini le rezistă. Înregistrară o garnitură de poșetă în argint, pieptăn, pudrieră și un triptic mic pentru fotografii, pașaportul, o tabacheră, câteva hârtii verzi în schimbul cărora nepoții unchiului Sam își cumpără pe Fifth Avenue acțiuni, o blondă miraculoasă în bikini sau de-a legurii. Toate trebuiau să se adauge la nota de autentic și chiar dacă virtual oamenii acceptă, sunt avizați despre posibilitatea unui travesti ad hoc, se lasă păcăliți de fleacuri strălucitoare de mici detalii pe care în reprezentări triptice inconștientele împrumută unui ins ori unui fenomen.
Astfel, o tolbă îți poartă automat gândul la un poștaș, stetoscopul la un medic. Sunt imagini simboli intrate în sânge și trebuie să vină altceva, un amănunt strident, o gafă care, izbind bunul simț, să devieze traiectoria înregistrărilor operate fără discernământ în virtutea inerției. Chip, pas, pas, făcu Minerva suflându-și zgomotos nasul. Pierdea așa, dintr-o clipită, vreo 3.000. 1.500, ceru tânărul cu figură bătrânicioasă și numără banii fără să se grăbească. Unul din excroci se retrase. Rămăseseră în joc celălalt, inginerul și Minerva. Se gândi că americanca nu s-ar fi eschivat de la o sumă atât de ridicolă și a zvârli absentă bancnotele pe masă. Ce aveți?" întrebă inginerul. Dead man's hand," ciripi Minerva. Ce zise Neică?" Adică aș cu 8 ani," traduse prompt Popescu. E la ei o chestie, mâna mortului." Aha," făcu inginerul. Slab pentru mine." Răsfiră pe masă o chintă. Boțitul începu să râdă. Nu ține culoare." Adună banii și cu aceeași răbdare îi sortă aranjând teancul cu figura lui Bălcescu deasupra. Îi făcea plăcere să-i manipuleze, degetele parcă salivau. Inginerul, verde la față, își aprinse o țigară. Ciudat, foarte ciudat. Popescu îl privi fix, întrebă blând. Ce anume? Știu precis că am aruncat nouarul de caro. Stau și mă întreb cum a apărut la dumnealui. Vi s-o fi părut? Nu, interveni boțitul cu figura omului inocent adânc ofensat. Poftim banii înapoi. În condițiile astea eu nu mai joc. Dacă domnul inginer își permite, ai fi zis că e gata să plângă. Derutat, inginerul dădu înapoi. Cine știe, poate că mă înșel, scuzați-mă. Era sufocat de dezinvoltura cu care pierdeau bucureștenii, înspăimântat pe undeva să nu facă figură provincială, nedeprins cu lumea. Idiotule, te duc ca pe un copil mic. Apoi se gândi că e cazul să mai facă o figură. Se ridică și cu un aer extrem de serios începu să execute genuflexiuni. 10, 20, 30. Oamenii se holbau la ea fără să înțeleagă intențiile. La fiecare 15 mișcări scotea câte un chiuit prelung care zguduia asistența. Incașii? Se interesă Popescu. Trage storurile nai că mai cheamă careva salvarea. Minerva nu răspunse, continuându-și exercițiile. Ai fi zis că nimic altceva pe lume nu conta pentru ea decât genunchii care nu scârțâiau și reglarea suflului. Mai jucați? I can't! Ce vrea? Zice că nu mai poate, explică Popescu. De ce, domnule, aiurește-o cu ceva că-i nasol să rămânem în trei? Șopti inginerul. Văd că Pintilia nu mai vine, spuse plictisit Popescu. Minerva se privea în oglindă, verificându-și machiajul. Păru să-și aducă brusc aminte de motivul care o adusese aici. Oh, yes, Pintilie! Strigă în fața ferestrei de parcă l-ar fi văzut venind. John! John! Taci, madam, că iar s-adună satul! Se întoarse către ceilalți. Dracu, m-a pus să o bag în casă. Ce spune Bill? Iar mă cheamă Popescu. Silabisi. N-ai Popescu. Ok, Bill. Tu, are un fix. Subit, Minerva a început să cânte tare, cu elan și interpretare, o melodie de jazz. Bătrâniciosul sări speriat în picioare. Astupați-i gura, fraților, că dă miliția peste noi. Ăsta e om să te înțelegi de vorbă bună, nu vezi că-i filează o lampă? Clar, admise trișorul. Mi-a pocnit un pumn la poartă, dar am văzut toate steluțele de pe drapelul lor. Inginerul păru brusc interesat. Așa din senin? Nu, din prietenie. Aoleo, cârie și fals pe deasupra. Pe unde naiba o fi un blând idiot ăla de Pintilie? Era acum jumătate de oră la cârciumă cu un tip, spune-i lui Sonache. Auzi, madam, Pintilie e la dragstorul comunal, bea drojdie. Minerva tocmai se desfășura puternic. Ok, Bill, thank you pentru amabilitate. Voi toți, boi simpatici. Trișorul făcu ochii mari, consultându-i din priviri pe ceilalți. Dacă nu întâlnesc, spune lui John că a venit verișoara Betsy din Chicago. Ce chestie! Se miră cineva apărut pe neașteptate. Se întoarse surprinsă. În pragul ușii stătea un bărbat uscățiv. Ce chestie! Repetă individul. Adineaur l-a căutat pe Pintilie, frate său din Argentina. Minerva se crispă, parcă ar fi primit o lovitură în moalele capului. Celălalt mi-a luat-o înainte.
Omul în gri plimbă lampa de benzină la subțioara lui Pintilie. Un zâmbet sardonic îi strâmba gura. În magazie era aproape întuneric. Prin ferestruica mică, un fel de vasisdas, se strecura amurgul suliți de aur roșu care se înfingeau la picioarele cartoforului. Fusese răstignit pe un perete. Frânghia îi intra adânc în carne. Părea ciudat acest Crist in dangarezi, despuiat până la brâu. Pe frunte apăruseră stropi rotunzi de sudoare, ca niște lacrimi. Omul în gri apropie lampa de torsul gol. Vorbești? Nu știu, nu știu! Plângea ferindu-și instinctiv trupul. O tresărire reflex a mușchilor. Atât. Simți durerea, mușcătură de viperă, gheară de foc înfiptă în tot trupul. Un urlet groaznic îi scăpă din gâtlej. Urlet neomenesc, de moarte. Ce ai luat? De unde ai luat? Cercetă fața cartoforului cu o curiozitate sadică. Pupilele lui Pintilie, dilatate, inundaseră irisul, lăsând o margine îngustă, albastră. Gâfâia. Nu știu, vă jur! Jur, strâmb! Flacăra-i biciui obrazul, părțile moi de sub ureche, coborâ abilă de-a lungul brațelor, căutând încheieturile, palmele sudate. Pintilie simți că nu mai suportă, își încleștă dinții. Răcnetul îi vâjâie în urechi straniu un țipăt străin. Dar aceasta era o înregistrare abstractă, percepută undeva în străfundurile ființei, ca și mirosul greu, ațâțător. Crezu că își pierde cunoștința, dar nu izbuti. Omul în gri ridică lampa. Privea hipnotizat țesutul măcinat de foc. Pierdea un lichid galben, gelatinos, iar dedesubt totul se regenera fără urme. Derma triumfa asupra flăcării. Și totuși Pintilie suferea, simțea acut până la cei mai îndepărtați centri, cu toată ființa lui, durerea. Gura omului în gri se umplu de salivă. Îi plăcea. Ceva pervers. Ar fi trântit jos o femeie. Vorbește, ce ai luat? Nu mi-amintesc, gemu sfâșietor celălalt. Nu știu, flacărea se apropia amenințătoare. Așteptați, odată am luat un antinevralgic, da, asta trebuie să fie. Omul îl pocni cu sete. Îți bași joc de mine? Jur, vă jur! Pintilie plângea. Mi-a fost rău după aceea, o zi întreagă, mă dura tot trupul. Nu mă puteam ridica din pat, parcă ardeam. O zi întreagă. Atunci însă nu m-am gândit. Când s-a întâmplat asta? Vorbește! Acum 2 săptămâni găsisem o servietă. Înăuntru era o pastilă, mă durea capul. Unde ai găsit servieta? La ce, că abia se deschisese agenția. Care agenție? De pe moșilor vis-a-vis de patiserie. Omul în gri întrebă sec. Ești sigur că n-ai furat-o? Nu, puteți să mă credeți. Completam formularul la o măsuță laterală lipită de perete. Servieta era jos lângă scaun. O uitase cineva. Când am plecat, am luat-o sub braț. Asta-i tot, vă jur. Ce ai găsit înăuntru? Nimicuri, o plasă de nailon, un ziar împăturit și o cutiuță cu câteva pastile. Nu i-am dat importanță. Seara însă m-a durut capul îngrozitor. Eram sigur că e un alt nevralgic. Oricum semăna. Omul în gri îl privea stăruitor. Nu cred că minte, tremură ca un vierme. Un excroc ieftin picat întâmplător în povestea asta. Acum mi-amintesc. Cartoforul încerca să zâmbească. Un zâmbet schimonosit, slugarnic. Am găsit și o scrisoare. Cine semna? Nimeni, o scrisoare neterminată, câteva rânduri doar. Scris de bărbat sau de femeie? Pintilie început din nou să tremure. Nu știu, nu mă pricep. M-am uitat întreagă de altfel. Ceva în legătură cu vacanța. Urma să plece în curând, îi dădea întâlnire cuiva într-o localitate despre care n-am mai auzit. Sau poate nu e localitate. Peștera Sihastrului promitea să fie acolo pe 19 iulie cu toată marfa. Omul în gri îl privi lung. Peștera Sihastrului, nu-i de mirare care ținut, iese din comun. Data însă... Pe 19 zici? Precis? Ce te face să fii atât de sigur? E ziua mea de naștere, fără să vreau, am făcut legătura. Aha! Cui era adresată scrisoarea? Nu știu. Văzu lampa ridicată și urlă. N-avea titlu, credeți-mă! Omul în gri început să se plimbe prin încăpere. De la dobitoc ăsta nu mai poți scoate nimic. Peștera Sihastrului, pe unde o fi? Cum arăta servieta? Neagră din plastic, se găsesc în oraș. Ce ai făcut cu lucrurile? Le-am aruncat într-un coș de gunoi, n-aveam de unde să știu. Alminterile ai fi păstrat pentru mine. Reflectă câteva clipe. Focul nu lasă urme. Adună un braț de paie și le-a prinse. Ochii lui Pintilie îl urmăreau îngroziți. Nu!
Curând, flăcările cuprinseră pereții de lemn. Omul în gri părăsi magazia. Pe o rază de 8 kilometri nu locuia nimeni. Nici trecători nu existau. Șoseaua își croise alt drum, ocolind cariera de piatră, abandonată cu ani în urmă. Locul era cu desăvârșire pustiu. Minerva împinse ușa. Prin fumul gros zări silueta lui Pintilie răstignit de stâlp. Scoase briceagul și tăie legăturile. Capitolul 7. Spionaj și contraspionaj. Se află un cișmigiu pe o bancă în apropiere de pavilionul porumbeilor. Grădina era plină de lume. Bătrâni, copii gălăgioși, solitari privind placid forfota trecătorilor. O fetiță în roche galbenă încerca să ademenească cu pietricele un porumbel. În dreapta, ospătarii de la Buturugă plimbau deasupra meselor câte 10 halbe odată. Privindu-i, ți se făcea sete. Ai fi mușcat din spuma albă. Omul în gri aruncă țigara strivind-o sub picior. Rezidentul tuși ușurel. Sunteți convins că peștera Sihastrului reprezintă pista reală? Da, spuse Minerva, în privința asta nu mai încap îndoieli. Din conținutul scrisorii, așa cum mi-a reprodus-o Pintilie, reiese clar că autorul ei deține secretul descoperirii și că are de gând să-l comercializeze. În sensul ăsta dă asigurări destinatarului că pe data de 19 se va prezenta la întâlnirea de la peștera Sihastrului. Un lucru e cert, ambele persoane, furnizor și beneficiar, au interesul să-și camufleze identitatea și intențiile. Nu putem ajunge la ei decât pe căi ocolite. Cred că ai dreptate, oftă colonelul Ionaș. Pe unde vine peștera Sihastrului? La vreo 70 de kilometri de frontieră. E un fel de han sau de motel. În sfârșit, ceva nou. S-a făcut multă reclamă, legendă, priveliș, lac, etc. Rezidentul tăcu câteva clipe, trimise înapoi mingea care îi se încurcase între picioare, apoi adăugă. Urmează să decideți. Dumneavoastră, ce părere aveți? Nu v-aș sfătui să vă duceți. De ce? Vă e teamă că am fost reperat? Nu e exclus, zâmbi Ionaș. Am însă toată încrederea în aptitudinile tale de disimulare. Te-ai hotărât ce travestie alegi? Minerva se răsuci în scaun. Mi-am bătut capul azi noapte, nu o să-mi semeneva sigur. De altfel sunt convinsă că plecând de la aceleași raționamente vor trimite alt agent la peștera Sihastrului. În niciun caz gâdele lui Pintilie. În consecință, riscul de a fi recunoscută scade simțitor. Îți dai seama ce te așteaptă? Spionul care se camuflează de jure, inventatorul, fără să-l mai pun la socoteală pe omul care vine la întâlnire. Peste toate astea, grija constantă de a nu te desconspira. Minerva își răsucea pe deget o șuviță de păr, păr adusă pe gânduri. Individul care l-a torturat pe cartofor e un tip dur, o bestie, omul de acțiune. La peștera Sihastrului au nevoie de un tip inteligent și abil. Mă întreb pe cine vor trimite. Avem un agent foarte bine camuflat și care corespunde din toate punctele de vedere, spuse rezidentul. Omul în gri aruncă țigara. E o idee, am să mă gândesc. Colonelul Ionaș își ridică sprâncenele. Cum ai de gând să-l folosești pe Dobrescu? Minerva își aminti de trandafiri înveliți în celofan și zâmbi. Peze, venchiul, cu ce șmecherii umblă? Încă nu se văzuseră. El va ține legătura, bănuiesc că o să aibă o leacă de treabă. Sunt convins, râse Ionaș. Ai tu grijă. Apropo, ce-i cu elefantul alb? Minerva se aplecă peste birou. Întrebă cu ochii brusc micșorați. Ce știți despre chestia asta? Dobrescu se plângea ierului Macri de la cifru că te-ai fi supărat pe el din cauza unui elefant. Era foarte necăjit. Ălalt nu înțelegea de ce numai decât alb. Dacă ar fi fost portocaliu... Aha, și la ce concluzie au ajuns? Firește la niciuna, dragă Minerva, surâse fiind colonelul. În problemele astea, tu ai totdeauna ultimul cuvânt. Nu vând nicio butelie de aragaz. Minerva trânti exasperată receptorul în furcă. Era al 218-lea apel. 218 întrebări asemănătoare, 218 răspunsuri identice. Spiridon și Cheops ascultau nedumeriți. M-a omorât, clar. Când vrei să te răzbun pe cineva, e de ajuns să lipești în stațiile de autobuz sau tramvai etichete, la numărul cutare de vânzare. Cine mi-o fi copt-o? Dobrescu? Telefonul sună. Da? Nu vă nicio butelie de aragaz.
Bineînțeles că Dobrescu, cine altul? Pentru chestia cu elefantul. Ce ipocrit! Pe de o parte îmi trimite flori, pe de alta... Nu vând nicio butelie de aragaz. Sigur că da, chestia cu buchetul ca cealma, ca să-mi îndepărteze bănuielile. Ce perfid! Nu vând nicio butelie de aragaz. La celălalt capăt al firului, colonelul Ionaș se încruntă. Alo? Casa Tutovan? Bună seara! Ce-i cu aragazul, domnișoară? Minerva deschise gura, gata să-i povestească farsa, dar se răzgândi. Nimic, nu știu cine tot greșește numărul. Aha, uite pentru ce te-am deranjat. În legătură cu Dobrescu, nu-l mai fierbe. Ai zău, așa, te rog. L-am văzut adineauri în biroul ăsta, mate ofta de ți se rupea inima. Sărăcuțul! Se hotărâ brusc. Mai e pe acolo? Da. Bine, l-aștept. Figura Minervei nu prevestea nimic bun. Bravo, știam eu că ești fată bună. Când pleci? Mâine dimineață. Îți doresc succes. Închise, auzi un sfârâit prelung și alergă în bucătărie. Cafeaua dăduse în foc. Tare stută! Soneria de la intrare bâzâi încetişor. Ha! Junele Dobrescu! Mă găsește într-o dispoziție excelentă. Imprimă figurii zâmbetul de duminică și deschise ușa. Locotenentul stătea în prag, spășit, cu un buchet mare de trandafiri în mână. Deodată tresări. Papagalul Cheops scârâia bătând din aripi. Ai feștelit-o, băiete, nu vă nicio butelie de aragaz! Minerva exclamă încântată. Vai, dragă, Dobrescule, ce drăguț și atent ești tu! Intră, intră, te rog! Zărindu-i surâsul, locotenentul fă cât pe aci s-o rupă la fugă. Își luă totuși inima în dinți. Acum, ce o fi, o fi, Dumnezeu cu milă! Se șterse lung, conștiincios pe picioare, deși preșul dispăruse de mult, apoi păși înăuntru, salutând politicos. Bună seara! Bună seara, bună seara, dragul meu! Dobrescu întinse timid buchetul. Minerva îl luă și cu o mișcare fulgerătoare îi prinse mâna la încheietură, strigând. Stai! Să-ți văd degetele! Urme de pelicanol, nu-i așa? Pelicanol? Câte anunțuri ai lipit Dobrescu, Vasile? Locotenentul scutură din cap aiurit. Ce fel de anunțuri? Nu știi? Îl luă martor pe Spiridon. Zice că nu știe. Cheops repeta într-una, fericit. Nu vând nicio butelie de aragaz. Ai auzit? Ridică receptorul și răspunde. Dobrescu bâlbâi ceva la telefon. Butelie? Care butelie? Care anunț? Închide, ei? Vă dau cuvântul meu de onoare că habar n-am de nimic, credeți-mă. Uită-te la mine. Se apropie și îl privi lung. Ochi de prunc mari speriați de o candoare dezarmantă. Minerva făcu un pas înapoi, îl cercetă încă o dată din cap până în picioare și decretă. Te cred, băiete, nu știi să minți. Capitanul Stamate să fie? Ce zici? Știu eu? Macri de la cifru? Îi cam plac farsele. De când s-a însurat, i-a mai trecut, pretinde că-l inhibă soacră sa. Ionaș? Șefu? Vai de mine, cum vă puteți imagina așa ceva? Câte am văzut eu în viața mea, băiete, n-am păr în cap. Deși s-ar putea să ai dreptate, acum nu-i arde de glumă să fie cumva persoana? Locotenentul încruntă nedumerit sprâncenele. Care persoană? Mă enervez, Dobrescu, Vasile, persoana șmecherea aia cu nasul câși care se ocupă de biografiile noastre. Acu, să fim sinceri, pe tine te-a nimerit. Blonduț, bleguț, uneori drăguț, în fine. Dar să mă compare pe mine cu un cocostârc? Cu un cuier? Accentuă. Pom! Asta nu am înțeles-o nici eu. Aha, va să zică pe ailaltă cu cocostârcu, ai înțeles-o? Mă rog, nu cred totuși că ea mi-a făcut-o nouă, prea duce capul. Asta e chestie deșteaptă, spune-mi, te rog. Amicul tău Diaconescu din a noua B, unde lucrează? Pe un șantier în provincie. N-a fost cumva ieri prin București? Ba da, dar de ce mă întrebați? Minerva se ridică triumfătoare. Acum știu cine mi-a copt-o, Diaconescu. Râse lung, dezvelindu-și dinții mari. Auzi ce i-a trecut prin minte măgarului. E unul... Te rog să nu iei apărare, în fond nici măcar nu-i porpică și știi de ce? Pentru că mi-a plăcut pontul, foarte bun. Credeți? Excelent, mi-a dat o idee de milioane. De când caut eu așa ceva pentru ziua lui Tanti Caliopi? Peste o lună împlinește 65 de ani. Apropo, tot mai învață persana. Asta a terminat acum, studiază limba malgașă. Dialectele sudice, hai să-ți fac o cafea, Dobrescule. Am o rețetă nemaipomenită. Minerva stătea adunată în fotoliu, într-o poziție chinuită cu picioarele de desubt. Ținea ceașca de cafea cu amândouă mâinile ca un copil sorbind abătută.
Vezi tu, băiete, spuse fără să-l privească, personal n-am crezut niciodată în destin. Poate pentru că nu-mi convine să cred. Acceptându-l, s-a isprăvit cu orice. Ideal, perseverență, luptă, etc. Există însă ceva ce nu poți ignora. Presimțirea. Totdeauna, dar absolut totdeauna când am avut necazuri, am știut-o cu cel puțin câteva ceasuri înainte. Ei bine, de 2 zile sunt foarte neliniștită. Mi-e inima strânsă. Parcă sunt niște gheare care mi-o țin. Oftă. Simt că e ultima mea anchetă. Ei, asta. E ultima mea anchetă, Dobrescule. De acolo nu mă mai întorc. O spuse pe un asemenea ton, încât locotenentul se înfioră.